Salut, prieteni, suntem la intersecția străzii Moldova cu strada Grădiniței. După cum știți, în perioada asta traficul a fost deviat. În această zonă este un dezastru. Bine, autoritățile locale spune, domne, asta e problema, ce să-i facem? Vă asigur că și pe strada Crinilor e aceeași situație ca și pe strada Grădiniței, intersecția la Constructor, după cum o cunoaștem toți. Dar n-am înțeles de ce mari vizionari din administrația locală, domnul primar, bine, el acum la ora 16 este acasă la Lespes, nu mă interesează pe dumneavoastră ce se întâmplă la Pașcani. Știți prea bine că dumneavoastră locuiește acolo, o le interesează ce se mai întâmplă noi, pe la noi, prin Pașcani. Dar întrebarea rămâne și către domnul primar și către domnul viceprimar, că nici nu mai știi care vei trece pe aici prin intersecția, ai poate vorba să-mi spune cineva și mă înjură. Domnilor, băi, n-aveți nici măcar atâta minte încât să solicitați biroului rutier de la Poliția Națională, un polițist, doi polițiști, că și în cealaltă intersecție avem nevoie, polițiști rutieri care să dirigeze circulație, sau dacă nu, polițiști din cadrul poliției locale, sau unul de aici, unul de acolo. Bă, nici măcar atâta minte nu aveți, câte o oră, două, o oră sau două în orele de vârf, pentru că ambuteajele sunt dimineața, ai o oră, o oră jumate și acum în jurul orei 16, da? Acum încă e bine, dacă ați văzut acum un sfert de oră cum era, era jale, da? Aici era plin de tiruri și de... Recomandăm marilor noștri vizionari, marilor noștri conducători, faceți un lucru simplu și de bun simț, da? Solicitați poliției rutiere de la Poliția Națională sau poliției locale câte unul sau doi polițiști rutieri la orele de vârf, da? Când în aceste zone se circulă ca participanții la trafic să nu mai ajungă în situația în care să vă umple frigiderile, așa mai pe românește, da? De acolo mi se pare normal ca prin incompetența dumneavoastră, domnule primar, cerere, domnul viceprimar, tot absolut, să nu aveți nici măcar scuzați că am întrerupt, da, nici măcar scuze că a apărut o problemă, da, măcar ideea sau inițiativa de a rezolva această problemă simplu și la obiect, da? Auta, trebuie să stai pe Crinii, suntem pe Crinilor acum, sute de metri de coloană, pentru ce? Pentru că unii habar n-au cum îi cheamă. Dar asta e. Asta e administrația, asta e politica, asta este viziunea. Zi bună vă doresc!